Astăzi în gală se pierde imunitatea, spunea Dima. Sau, astăzi în gală va fi care pe care, spunea Vlad. Băieții au discutat și au făcut o felul de speculații referitoare la voturile din această gală. Majoritatea spunea că va fi o gală foarte grea și credeau că vor vota mamele și fetele. Și majoritatea dintre ei credeau că nu se va mai ține cont de top și de clasament. Pur și simplu va fi care pe care, așa cum spuneau ei. Vom vedea dacă va fi sau nu așa. Eu spun că totuși teoretic ar trebui să urmeze la vot să fie votate fetele, pentru că ultima dată a fost eliminat un băiat, respectiv Alex. Ori, dacă își dorește stafful, se poate face și eliminare de cuplu, așa cum au mai făcut și altă dată. Și da, să se ridice imunitatea ca să se voteze fiecare pe cine dorește. Teoretic se poate și asta, dar știți că se întâmplă ca de obicei, totul este la mâna staffului, așa că rămâne de văzut cine va fi votat, cine va fi propus spre eliminare sau cine va fi eliminat, dacă cumva va fi o eliminare directă. Vom vedea asta în curând.